este. Bună dimineața! Ce frumoasă este viața când te trezești după 3 ore de somn. Vremea nu e așa frumoasă, dar bine că nu plouă. Pentru partida de astăzi vreau să-i mulțumesc în primul rând soției, cea mai tare soție din lume, pentru că a acceptat să stea cu bebele, astfel încât eu să pot să ies împreună cu Alex Bucur și cu Cătălin, a.k.a. The Amateur Angler, la pescuit. Suntem la o partidă pe Neajlov. O să facem un mic concurs și sperăm să prindem pește și să ne distrăm. Ce faceți, mă? Fist bump? Așa ca de carantină? Hai, mă, normal. Ce faceți, mă? Uite la treabă. O, da. De obicei, dacă sunt aici, sunt peste tot, știi? A, dacă nu sunt aici, nu-s necheri. Dar nu-i văd. Acolo ar trebui să fie și acolo. La marginea crengii acolo sunt. Asta ziceam, dacă sunt aici, sunt peste tot. Ne băgăm așa, nu surgi, câini. Da, și eu, ia-ți fricoși. Da, n-ai treabă cu fiul la ochiul. Ce faci, mă? Trece pe grup. Aaaa, ai prins ceva? Serios? Ai, dar la știucă sau ai prins la wobbler? Ah, ce tare! Trecem pe gume la știucă, o gumă de la Zemen, alb cu coadă roșie, e foarte tare, că guma asta se rupe foarte greu, foarte flexibilă. Hai să vedem dacă reușim să păcălim știuca la asta. Măsar noroc? Acolo trebuie să fie o știucă, mă. Acolo e un Este. A așteptat să cadă. Hai, 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 hai. Atât. Asta e, mă. Ah, ne-a găsat-o prea bine, sper să nu pierd. Asta e, mă. Știam eu că dacă insist, o prind. Ia uite. Am recuperat și eu. Pe și mărlița. Ca murdar, îmi pare rău. O să-i dau drumul imediat. Foarte tare. Hai să-i facem și o poză. Am trimis la băieți. E 1-1-1 până acum. Hai că e strâns. Am cea mai mare captură deocamdată, ceea ce mă bucură. Așa, eliberăm aici frumos. Mersi, știu că... Așa, du-te frumos încet. Să-ți cap. Că ți-ai făcut treaba.
Oare mai e una acolo? Cum ar fi? Pește? E biban? Ah, oh, ce tare! Mă, n-am mai văzut din ăștia... n-am mai văzut din ăștia de... ani! Dacă prinzi 100... da! La gumă? Trebuie super mică gumă la ăla. Darius! Ce ăla? Clan! Wow! Ăsta e mare! 36! Este, este! La cum s-au auzit când au căzut? 42! Atât a fost! Atât a fost! Da, măcar am văzut un pește. Bă, noi am vrut. Da? Ei n-au vrut. Da. Bine, până nu mă gândesc că e foarte greu de trimis. Am dat ușor în spate. Ce vreți să faceți o lansare? Eu dau de știucă, fii atent, că o prind o știucă mai aș mulea. Nu ia guma asta. Da, vino, faci. Eu trec peste iarba asta, fii atent și eu să o scot de aici. O fi ăsta, o fi celălalt, nu știu unde e mai ușor de aici. Dar de unde-și dau drumul? Uite! Mamă! Băi, nu mi-e să cred! Stai că mi-a dat-o peste. Băi, ce tare a fost. Am văzut-o cum a ieșit din iarbă. Era măricită, nu? Da, era acolo, peste limita legală. Da. Băi, plec. Parcă mi-a dat... A, da, știu că aia și parcă nu mai... Gata partida de astăzi. A fost o partidă foarte slabă. Eu am prins doar o mârliță și am scăpat una acum de pe un pod, de pe podul de la care am început. Alex a prins o mârliță și Cătălin a prins doi clenuți și un clean mai frumos. El a avut o partidă mai bună ca a noastră, cu siguranță. Până la urmă am abandonat concursul, nu era o partidă demnă de concurs. Așa că am lăsat o baltă. Oricum, ieșirea a fost frumoasă. M-am bucurat să mă întâlnesc cu ei și sunt băieți faini. Intrați și pe canalele lor de YouTube, foarte faine ambele. Pe Alex, îl știți cei mai mulți dintre voi, pe The Amateur Angler. El e mai recent pe YouTube. O să vedeți linkul lor în descriere. El e un pescar foarte bun, mai ales de clan.
Acum mergem spre casă, am stat destul de mult. Sper că v-a plăcut partida, dacă v-a plăcut nu uitați să vă abonați și ca de obicei ne vedem data viitoare joi la ora 10. Salut!